22, sărbătorim Ziua Națională a României. De aceea dați-mi voie să vă urez tuturor un călduros la mulți ani. La mulți ani România, la mulți ani români. Vom asculta imnul de stat al României. Gardă drept! Pentru onor înainte! Slujba religioasă, dați-mi voie să salut atât din partea mea personal cât și a comunității moineștene pe invitații noștri de astăzi și am să încep cu domnul Mircea Feghe, deputat în Parlamentul României, domnul Claudiu Năstase, subsecretar de stat, consilierii locali, managerii, directorii instituțiilor deconcentrate din municipiul Moinești, ai școlilor, a Spitalului Municipal, domnul dr. Adrian Cotărleț, ai comandanților unităților de pe raza municipiului Moinești, domnul Hodoroc, domnul Dima de la Pompieri, domnul Ghiniță de la Jandarmi, domnul Narcis Moței de la Poliție, dar să nu uităm că avem alături de noi pe domnul general, să-l salutăm și să-l aplaudăm cu toții peste câteva zile, 103 ani, despre asta o să vorbim și un pic mai târziu. De asemenea, s-a alăturat acum și doamna Mihaela Franz de la Inspectoratul Școlar, cum spuneam, și consilierii locali și dumneavoastră. Îi rog pe preacucernicii părinți să se apropie, să oficieze slujba religioasă. Pe care, primind-o în altarul tău cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouă, Doamne, harul preasfântului. Slavă sfinte și cele de ufință și de viață făcătoare și nedespărțite trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rostim împreună Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Înțelepciune, drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Matei, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! În vremea ce au ținut sfat farisei ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la El pe ucenicilor împreună cu Irodiani zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și nu adevăr înveți ca de lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne deci tot ce ți se pare și cu bine să-mi dăm dașnie ce-ți dai.
Iisus, cunoscând vecășugul lor, le-a zis, ce mă ispitiți pe mine, fățarniților, arătați-mi banul de dașnie. Iar ei au dus un dinar și Iisus le-a zis, al cui este chipul acesta și inscripția de pe el. Au răspuns ei ale cezarului și atunci a zilor, dați de cezarului cel ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea s-au minunat și lăsându-l s-au dus. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să zicem toți din tot sufletul, din tot cugetul nostru, să zicem, Doamne, miluiește! Punitorule Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Te mâie cu bun miros, bine primită să fie întru tot bunurile stăpâne această mulțumirea noastră. Înaintea slavei tale și ca un îngurat, primite totdeauna robilor tăi milele tale, cele bogate ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Sfânt și viitor de oameni Dumnezeu și ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremuri, ca niște robi nevrednici cu minință aducem acum această mulțumire bunătății tale, pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român, primarea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta, îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm cu minință la nemăsurata și nespusa ta milostivire, că precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivirea ei învrednicită a li se împlini cererile, așa și de acum înainte, învrednicește-ne pe toți să sporim în dreapta credință, în dragostea către tine și către aproapele și întru toate faptele cele bune, dobândind ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne, Doamne, pe toți de toată rea întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește poporul și îl înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine pe care l-ai dat sfinților tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către tine, către aproapele și către țară. Iar pe noi toți, Doamne, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește, Doamne, pe făuritorii Marii Unii, pe toți eroii, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne pe noi, Doamne, precum ai auzit cu milă și cu rugăciunile părinților noștri când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acestea, în care se preamărește numele Tău cel Sfânt. Și învrednicește-ne, Doamne, ca întotdeauna să-Ți aducem mulțumire cele prea bune, să grăim și să scântăm Ție, celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunul și de viață Făcătorului Tău, Duh. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune. Binecuvintează. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu ale Sfinților, slăviților, tuturor udaților apostoli,
ale Sfinților Dreptilor Dumnezeu și Părinții Ioachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru fericită adormire veșnică odihnă, fă, Doamne, sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, eroi ai neamului nostru românesc, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, în deportări, pentru apărarea țării noastre, pentru întregirea neamului nostru românesc, pentru libertatea și demnitatea și credința noastră strămoșească. Veșnică, pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică lor pomenire. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Cu prilejul acestei zile minunate pentru noi românii, Părintele nostru Arhiepiscop Ioachim, ca de fiecare dată, a trimis un cuvânt pe care aș dori în cele ce urmează să-i dau citire. Și în acesta, Părintele Arhiepiscop spune: dragi români, 1 decembrie este ziua nașterii României ca stat unitar și independent între statele moderne ale lumii. O zi a recunoștinței față de conștiințele acestui neam, care și-au consumat viața sacrificându-se pentru un ideal și care au considerat că niciun efort nu este îndeajuns de mare pentru binele acestui popor. Ei sunt părinții națiunii noastre, iar geniul lor va rămâne neșters din memoria istoriei României. În contextul noilor mutații ideologice, al globalismului, al migrației forței de muncă sau al amestecului intercultural mondial, al conflictelor armate sau politice, naționale sau internaționale, să nu uităm că suntem români, urmași ai unor oameni de înaltă ținută morală, politică și intelectuală, care au ctitorit și ne-au lăsat moștenire o Românie unită și demnă, iar datoria noastră este de a purta cu cinste oriunde în lume numele de român. Credința, obiceiurile, libertatea, graiul, cultura, pământul țării sunt patrimoniul spiritual pe care ni l-au lăsat în grijă înaintașii și pe care avem datoria de a-l conserva și promova, împlinind peste timp testamentul străbunilor acestei națiuni. Să purtăm în noi curajul și demnitatea voievozilor, hotărârea și spiritul de sacrificiu al eroilor, libertatea și entuziasmul scriitorilor naționali, credința și speranța sfinților. Să înălțăm în această memorabilă zi gândul către Dumnezeu, mijlocind în rugăciune binele și liniștea țării și a locuitorilor ei. Doar purtând în inimă istoria națională și dorul de Dumnezeu, vom ști că suntem români autentici, iar țara pe care astăzi o cinstim va avea un viitor mai bun. Ziua de 1 decembrie să rămână pentru fiecare dintre noi un moment de reflecție la faptele mărețe pe care înaintașii noștri le-au înscris cu litere de aur în cartea vieții poporului român, un simbol pe care să-l așezăm cu demnitate alături de ceea ce avem mai de preț în patrimoniul spiritual național, un simbol de a păstra unitatea de credință și de neam, așa cum ne-a fost încredințată de cei ce și-au sacrificat ceea ce au avut mai de preț. În această zi de sărbătoare națională, vă îndemn să nu așezăm în uitare istoria neamului care ne definește identitatea națională, să privim cu încredere spre viitorul țării, să purtăm cu mândrie și curaj numele de român, să respectăm cu recunoștință valorile cardinale care au structurat identitatea acestui popor și să ne iubim țara, căci ea este locul sfințit de sângele martirilor în care ne-am născut, în care ne creștem copiii și ne petrecem spre veșnicie părinții. Rog pe milostivul Dumnezeu să binecuvinteze această zi de sărbătoare, să inspire pe conducătorii țării noastre în a lua cele mai înțelepte decizii privind destinul neamului românesc,
și să ocrotească pe români oriunde se găsesc pe meridianele lumii. Dumnezeu să binecuvinteze România și pe români, la mulți ani România, la mulți ani români. Permiteți-mi să mulțumesc preacucernicilor părinți de la Protopopiatul Mâinești și părintelui protopop Costel Mareș, dar și părintelui paroh Costel Țăranu de la Parohia Catolică. Pentru că avem aici un reprezentant al Parlamentului, permiteți-mi să-l invit la cuvânt. Bună dimineața tuturor! Domnule primar Valentin Vieru, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o în acest an de a participa la Mâinești aici, la o zi atât de importantă. Știu că oricât de frig ar fi afară, inimile moineștenilor sunt mereu calde, mai ales în astfel de zile, și vin aici cu mare drag. Este al treilea an în care particip la 1 decembrie la această sărbătoare și vă mulțumesc încă o dată, domnule primar, pentru că mi-acordați onoarea de a vă fi alături în această zi. Vin știind că generația de mâine, și mă uit la acești minunați copii, vor învăța de la noi cum să cinstească astfel de zile. Și mă bucur că mă aflu alături de domnul primar Valentin Vieru, care înțelege nu doar că investițiile nu trebuie să se oprească nici măcar astăzi și e o bucurie să aud tractoarele și utilajele lucrând, dar înțelege și că trebuie să cinstim astfel de zile cu importanța cuvenită. Mă bucur să-l văd de asemenea și pe domnul general Ioan Procopie. Este un alt motiv pentru care vin cu mare drag aici, chiar dacă astăzi îl văd într-o ținută nouă, într-o ținută de general, eu știu că dânsul a rămas același om, același erou pe care noi îl știm cu toții. Fără a vrea să mai lungesc foarte mult discursul meu, vă doresc, dragi moineșteni, la mulți ani, la mulți ani frați români, la mulți ani România! Mulțumim domnului deputat, mi s-a alăturat și domnul Sorin Șova de la Poșta Română de la Bacău. Preacucernici părinți, stimați oaspeți, distinși consilieri locali, dragi concetățeni, astăzi sărbătorim împreună Ziua Națională a României. La 1 decembrie 1918, Marea Adunare de la Alba Iulia hotăra că unirea Transilvaniei cu țara mamă este pentru toate veacurile decisă. Un act fundamental pentru națiune, venit ca o continuare firească a reunirii tuturor românilor într-o singură țară, după ce la data de 27 martie 1918, respectiv 28 noiembrie 1918, organele reprezentative ale Basarabiei și Bucovinei au votat unirea. La Alba Iulia, așa cum a fost și la Cernăuți, la 28 noiembrie, a fost o adunare a tuturor românilor din Austro-Ungaria. Tot aici, la Alba Iulia, se constituie Marele Consiliu Național Român, care hotărăște să instituie un guvern provizoriu, numit Consiliu Dirigent al Transilvaniei, care îl are în frunte pe Iuliu Maniu. La 11 decembrie se ratifică Marea Unire de către Guvernul României, iar declarația de la Alba Iulia este înmânată regelui Ferdinand. Regele promulgă în aceea zi decretul unirii, inclusiv a Basarabiei și Bucovinei. Un an mai târziu, pe 29 decembrie 1919, Parlamentul României votează legile de ratificare ale unirii Transilvaniei, Crișaniei, Maramureșului, Banatului, Bucovinei și Basarabiei cu România. Avem prilejul de a-l avea prezent aici pe domnul Ion Procopie, născut în familia unui preot dintr-un sat din apropiere, la data de 5 decembrie 1919. Și oricât ar părea de incredibil, miracolul este aici în fața ochilor noștri. Plecat de pe băncile facultății, direct pe front, tânărul ofițer de atunci, combătat activ pe câmpurile de ruptă, rănit și decorat,
a ajuns la o vârstă venerabilă să se bucure de această sărbătoare împreună cu noi. Cu doar câteva zile înainte de a împlini venerabila vârstă de 103 ani, domnia sa este astăzi prezent aici la momentul special dedicat Marii Uniri, în noua ținută de general al Armatei Române, un dar al administrației publice pentru un erou moineștean. O merită pe deplin, este un veteran demn, pe deplin implicat în viața municipiului nostru, un om care continuă să vină de mai multe ori pe săptămână la primărie pentru a rezolva problemele organizației locale a veteranilor de război. Știți deja, este cetățean de onoare al municipiului Moinești și mai mult decât atât a primit de curând și titlul de cetățean de onoare al județului Bacău. Vă rog, haideți să-l aplaudăm împreună pe acest om și distins extraordinar. Domnia sa ne vorbește în fiecare an despre sacrificiu și durerea de a pierde prieteni și camarazi de arme, despre hotărârea de a continua să reziști în infernul războiului, despre șansa de a supraviețui unor grele încercări de-a lungul întregii vieți. Domnia sa este un exemplu pentru o țară întreagă. Cu respect ne înclinăm în fața dumneavoastră, stimate domnule general Ioan Procopie. Trăim în pace și datorită dumneavoastră. Sunteți martorul nostru pentru o istorie de mai mult de 100 de ani. Vă mulțumim! Omagiindu-vă pe dumneavoastră, vom dovedi în fiecare zi că administrația municipiului Moinești este aici pentru a împlini și respecta cu strictețe sloganul nostru. Promovăm valorile, stimulăm competiția, construim viitorul. La mulți ani, distinși oaspeți ai municipalității. La mulți ani, venerabile domnul Ion Procopie și dragi concetățeni moinești. Trăiască România, la mulți ani români! Îl invit acum alături de mine pe domnul general. Ziua, dragi camarazi! Sunt la o vârstă înaintată. Vârsta spune cuvântul pentru că așa-s binevoit cel de sus să hărăzească. Mulțumesc tuturor acelora care m-au invitat în fiecare an să iau parte la această sărbătoare mare. Mare spun pentru că unirea ne-a făcut să fim uniți, să mergem pe front, să luptăm, să ne întoarcem. Eu am făcut două fronturi. Prima dată împotriva sovieticilor și a doua împotriva celor cu care am făcut școala militară și care am fost alături. Luptele au fost grele. Mi-amintesc și mi-au dat lacrimile când preasfințiții preoți au pomenit de eroi neamului. Șase colegi, șase camarazi de meu își dorm somnul de veci în munții Tatra, într-un cimitir pe care conducerea statului slovac l-a făcut un monument extraordinar. Mulțumesc de asemenea și guvernului maghiar pentru că la localitatea Tisaloc, în cinstea noastră a armatei române, care de două ori am eliberat, a înălțat un monument pe care scrie cu litere de aur: slavă ție, soldat român, cu toate ești aparțin de o altă nație, a luptat pentru noi, ne-a eliberat de sujugul fascist, îți mulțumim! Mulți ani! Domnilor, am în față armata. Armata este scutul de apărare a unui stat. Am învățat la facultate pentru că să fii stat, în primul rând trebuie să ai teritoriul, conducere și armată. Armata și-a făcut datoria.
mi-amintesc la Slobozia, unde este un monument ridicat în cinstea regimentului 38 de Pantere și la socul care este scris și numele celor trei subocotenenți, Coman, Procopi și Bălăjeanu. Le mulțumesc acestora că am scris, pentru că în seara zilei de 30 august 1940, hoardele germanii se retrăgeau spre Călăraș, de unde s-au îmbarcat și plecau mai departe. Am primit ordin să-i oprim. Erau înarmați, erau mașini luptop, pe viață și pe moarte. Am pierdut un comandant de companie, am pierdut 3 subocotenenți și 16 trupuri. E greu să-mi amintesc. Lacrimile mă podoresc. Lacrimile sunt mijlocul prin care te satisfaci de cel mai multe ori o durere sufletească. Satisfaci, durerea sufletească rămâne pe perpetuă. Vreau să fiu cât mai scurt. Să urez poporului român multă, multă sănătate și să păstrăm un moment de reculegere în momentul eroilor care au constituit acest stat. Guardă, drept! Vă mulțumesc și vă doresc tuturor multe... Guardă, pe loc, repau! Domnului primar, Consiliul de Administrație și tuturor moieștenilor, pentru că eu sunt de 1946 cetățean al orașului Măinești, devenit municipiu. Vă doresc tuturor multă, multă sănătate, mult sus inima român, trăiască în veci România! Permiteți-mi și mie, ca în numele meu personal, dar și al dumneavoastră, să urăm domnului Procopie multă sănătate, să-l avem prezent la toate evenimentele de aici încolo și un călduros la mulți ani. Cine vrea să ni se alăture, pentru că luni împlinește venerabila vârstă de 103 ani, pentru că este și hramul Bisericii Sfântul Nicolae, duminică îl vom avea oaspete pentru o slujbă de mulțumire la Catedrala din Moinești. Pentru că e frig și văd acești copii minunați, împreună cu profesoara lor, doamna Irina Pasalov, vă invit aici lângă monument pentru un scurt moment artistic. Haideți aici!
Mai rău, mai rău, mai, faie vei.
împreună acestor minunați copii. Minunați copii, conduși de doamna profesoară Irina Pasalov, să o aplaudăm cu toții. Și Alexandra Pasalov, bineînțeles, fiica dumneaei. Ăștia sunt viitori artiști, proveniți de aici, de la Moinești. Știți cu toții că doamna a instruit copii care au ajuns la Vocea României, la celelalte evenimente și spectacole pe care le-ați urmărit și la televiziuni. Urmează depunerea de coroane de către oficialități, instituții publice din municipiul Moinești. Asociația Veteranilor de Război Filiala Moinești. Ministerul Afacerilor și Internelor. Se pregătește Spitalul Municipal. Organizația PNL Moinești. Se pregătește organizația PSD. Organizația PSD Moinești. Se pregătește organizația Pro România Moinești.
organizația Pro-România Măinești. Se pregătește liceul teoretic Spiru Hale. Liceul teoretic Spiru Hale Măinești. Ștefan Lucian Măinești. Școala gimnazială George Enescu Măinești. Gimnazială Tristan Țara Măinești. Școala gimnazială Alexandru Sever Măinești. Asociația Culturală Mai Muzicar. Asociația Mândrăie Românească. CRE Iritas Măinești. Dați-mi voi să mulțumesc tuturor celor care astăzi au depus coroane aici la monumentul care l-am realizat în anul 2018, atunci când s-a împlinit 100 de ani de la Marea Unire. De asemenea, să mulțumesc și invitațiilor noștri, așa cum spuneam, din partea Parlamentului României, domnul deputat Mircea Feche, domnul subsecretar de stat Claudiu Năstase, consilierilor locali, reprezentanții instituțiilor publice județene, Poșta Română, domnul Șova, Inspectoratul Școlar, doamna Mihaela, dar și consilierilor locali prezenți aici, tuturor care astăzi și-au rupt din timpul liber să ne fie alături nouă, dar să fie alături poporului român. Mulțumesc de asemenea reprezentanților Ministerului de Interne și Ministerului Apărării Naționale, care astăzi de asemenea ni s-au lăutrat aici la monument, împreună cu cei care îi conduc comandanții de la unitățile din municipiul Măinești. Dar mulțumesc dumneavoastră, cetățenilor municipiului Măinești,
acestor copii minunați, care ne-au încântat să-i aplaudăm și pe ei, să mulțumesc doamnei profesor Irina Pasalov și Alexandrei Pasalov, dar să nu uităm încă o dată să-i mulțumim, să-i urăm la mulți ani domnului general Ioan Procopie. Pentru că ne îndreptăm cu pași mărunți spre sfârșitul de an, dați-mi voie ca de pe acum, astăzi, de 1 decembrie, să vă urez un călduros la mulți ani, să fiți sănătoși, să ne întâlnim și la evenimentele următoare, să ne dea Dumnezeu putere și să realizăm tot ceea ce ne-am propus aici la Moinești, așa cum spunea și domnul deputat, chiar dacă astăzi e o zi de sărbătoare, se aud escavatoare aici la Moinești, sunt oameni care sunt pe șantiere, spunem noi că suntem pe un drum bun și Moineștiul prosperă. La mulți ani România, la mulți ani România!